Surpriză! Cine este și cu ce se ocupă iubitul faimoasei Andreea de la Survivor România? Tânărul are legătură cu lumea sportului. Dezvăluiri exclusive. Andreea Logbă e cunoscută de la Survivor și din serialul Moldovenii. Puțină lume știe însă cine este și cu ce se ocupă iubitul faimoasei. Andreea Logbă a intrat de câteva săptămâni la Survivor România, competiție căreia faimoasa pare să-i facă față cu brio. Celebră pentru rolul Aurica din Moldovenii, Andreea și-a ținut ascunsă destul de bine pasiunea pentru sport. Actrița Andreea, mai sportivă decât mulți alți concurenți de la Survivor. Andreea face sport de mică. A practicat atletismul timp de 8 ani și apoi a devenit arbitru de fotbal la Liga Județeană. De asemenea, ea a urmat și cursurile Universității de Educație Fizică și Sport, secția kinetoterapie. Pe care a abandonat-o pentru că și-a dat seama că nu este ceea ce și dorește. Aici l-a cunoscut însă pe cel care îi este și iubit. Un tânăr pe nume Andrei. Andreea și Andrei sunt împreună de câțiva ani și au o relație extrem de strânsă. Cei doi au cam aceleași pasiuni, cu diferența că, în timp ce Andreea s-a angajat într-o multinațională ca specialist marketing, Andreea a absolvit facultatea și a devenit kinetoterapeut în toată regula. Andrei este din Botoșani, dar în prezent locuiește la Iași, acolo unde și-a deschis o clinică de kinetoterapie și traumatologie sportivă. În multe din clipurile de promovare ale clinicii apare chiar iubita lui, Andreea Logbă. Acum, însă, a venit rândul lui Andrei să-și arate susținerea pentru iubita lui. El a distribuit mai multe imagini cu Andreea pe traseele de la Survivor și și-a îndemnat prietenii să o susțină. Andreea de la faimoși. Să-i facem pe războinici să moară de foame. Andreea Logbă a plecat și ea cu gânduri mari în Republica Dominicană. Faimoasa a reușit după doar câteva săptămâni să învețe destul de bine traseele de la Survivor și nu a intrat în conflicte cu colegii ei de echipă. Sunt Andreea Logbă. Am 25 de ani. Sunt actor, iar pe parte sportivă, am venit evident să câștig și cam ăsta e scopul tuturor. Mă bucur să mă aflu aici și mai ales în echipa faimoșilor. Eu i-am susținut și de asta mă aflu aici, ca să-i ajut. Îmi doresc să câștigăm împreună și să-i facem pe războinici să moară de foame, a spus Andreea la plecarea în Republica Dominicană.
Andreea Logbă face parte din proiectul 3 chestii, alături de Petronel Gabriel Gongeanu și Iulian Mehedinț. Ea a apărut alături de cei doi în serialul Moldovenii, realizat de Canal D, rol care i-a adus și celebritatea.